Banii sunt probabil lucrul care cel mai greu vin și cel mai repede pleacă. Adesea, când ne apropiem de sfârșit de lună, nu înțelegem pe ce am cheltuit tot salariul. Parcă am economisit, dar tot tare mult nu ne-a rămas. De aceea, astăzi vă prezint Money Lover, aplicația care vă ajută să vă monitorizați cheltuielile în așa fel ca să trăiți bine, nu numai la început de lună, dar și la sfârșit. Datorită Money Lover îți poți monitoriza profiturile, economiile, cheltuielile și poți primi avertizări când cheltui prea mult pe anumite lucruri, aplicația funcționând ca un calendar financiar. Aceasta are multe meniuri, însă nu toți se folosesc din plin de toate opțiunile. Haideți să vedem cum lucrează. Money Lover percepe fiecare sumă de bani ca o tranzacție. Atunci când primim bani, adăugăm o anumită sumă și selectăm una din categorii, ca spre exemplu salariul, profitul dintr-o vânzare, un împrumut sau creați o altă categorie. Același lucru este și cu cheltuielile. Alegeți una din categoriile existente sau adăugați una nouă și indicați o iconiță corespunzătoare. Odată cu o anumită tranzacție, poți indica careva notiția sau adăuga o persoană pe care sau cu care ai cheltuit banii. Asta pentru ca mai târziu să știi exact unde și cum s-au dus banii tăi. Pe pagina principală a aplicației apar toate tranzacțiile făcute pe o anumită perioadă și puteți vedea cât ați acumulat, cât ați cheltuit și care este balanța contului. Money Lover are grijă de împrumuturile și datoriile tale. La fel adăugăm suma, persoana și data limită pentru a nu uita ca de obicei de datorii. Atunci când banii vin înapoi, am confirmat acest lucru și datoria este ștersă. După toate cheltuielile și profiturile, vine timpul să vedem pe ce s-au dus banii. Money Lover ne arată detaliat pe ce am cheltuit și de unde am adăugat bani. Iar ca să ne fie mai clar, aceasta afișează totul într-un grafic. La fel, putem compara rezultatele și cu lunile precedente. Ceea ce ține strict de planificarea bugetului, Money Lover oferă mai multe opțiuni. Spre exemplu, opțiunea Savings vă este de ajutor atunci când adunați bani pentru un anumit scop. Doar indicați suma acestui scop și banii pe care îi aveți economisiți la moment. Iar aplicația deja va arăta cât mai aveți să dați din coate pentru a vă îndeplini visul. Totuși, dacă aveți mai multe scopuri, va trebui să le îndepliniți pe rând, pentru că versiunea gratuită a aplicației vă permite să adăugați doar câte unul. Pentru mai multe, poate fi achiziționată versiunea Pro. O altă opțiune interesantă este monitorizarea bugetelor mici. Aici, deja, e invers. În fiecare lună îți pui scopul de a nu ajunge până la o anumită sumă, ca spre exemplu să nu cheltui mai mult de 500 de lei pe distracții. Atunci când te apropii de suma maximă, aplicația îți trimite notificări și te avertizează că acuș întreci limita. Dar și aici, dacă vrei să monitorizezi mai multe cheltuieli, va trebui să treci la versiunea Pro. Money Lover este bun și pentru vacanță. Să zicem că pleci undeva la mare și nu vrei să amesteci cheltuielile de la odihnă cu cele pe care le ai acasă. Este îndeajuns să aprinzi opțiunea Travel și de acum încolo toate cheltuielile pe care le faci vor fi însemnate cu un palmier. Așa că la sfârșit de vacanță o să vezi cât de tare a meritat să cheltui atâția bani la Zatoca. Pe lângă toate aceste opțiuni, mai există calculator de bacșiș, de procente și un lucru foarte important, copiile de rezervă, care vor salva în fiecare zi informația, iar pentru orice eventualitate, totul poate să fie salvat pe contul vostru de Dropbox. Aplicația este una de mare folosință și foarte comodă. Mai există și alte opțiuni ca Spendy sau Expense Manager, însă eu le-am testat pe toate și aceasta este cea mai bună la raportul comoditate și opțiuni. Chiar aș vrea să văd la sfârșit de an pe ce am cheltuit mai exact toți banii. Un lucru foarte comod la Money Lover este și monitorizarea economiilor. Singurul minus ar fi doar faptul că pe parcursul zilei va trebui să scoateți destul de des smartphone-ul din buzunar și să introduceți fiecare tranzacție. În planurile dezvoltatorilor urmează introducerea opțiunii de sincronizare între device-uri, așa că nu o să pierdeți nimic dacă încercați să vă folosiți măcar pentru o lună. Plus că Money Lover este disponibilă gratuit pe iOS, Android și Windows Phone. În episodul de astăzi am încercat să vă arătăm cum puteți să vă țineți banii sub control cu ajutorul acestei aplicații. Eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să priviți și restul episoadelor, unde la sigur veți găsi lucruri folositoare. Dacă încă nu ați făcut, atunci abonați-vă și pentru noile episoade și dați câte un like pe paginile de socializare. Eu am fost Vicu, noi ne vedem în episodul următor. Fuck 'em.